Cursul Filaser este un curs de o zi. Acea zi se împarte în două etape. Prima parte este partea de teorie. Nu avem foarte multă teorie la cursul de laser comparativ cu cursul de microblading. Iar în partea a doua zilei vom face practică. Practică se face și pe sprâncene și pe tatuaje corporale. Fiecare cursantă are cel puțin un model pe care lucrează. După această zi, începem să lucrăm online prin intermediul aplicației Craftmaster. Aveți la dispoziție 6 luni de zile să trimiteți 5 lucrări cu modele pe care le faceți pentru a deveni Filaser Technician. În momentul în care deveniți Filaser Technician, veți primi diploma direct de la Vienna, de la FI Academy. Este foarte important să faceți un curs, este foarte important să cunoașteți diferențele dintre aparatele de laser care se găsesc la ora actuală pe piață, de ce este o diferență foarte mare de preț între ele. Trebuie să învățați real cum să lucrați fără a traumatiza pielea și fără a provoca cicatrici, pentru că foarte multă lume încă este speriată de laser. Cu toții știm sau știam sau am auzit cel puțin odată că laserul lasă cicatrici. Ei bine, lucrez de foarte mult timp cu laserul, am o experiență foarte mare, am sute de cliente în spate și pot să vă spun 100% garantat, laserul nu lasă cicatrici dacă știm să lucrăm cu el. Este adevărat că, mai ales la tatuajele corporale, în urma depărtării pigmentului, vedem că pielea este cu cicatrice, dar dacă ne uităm cu atenție și înainte de laser, pielea avea cicatrice, deoarece tatuajele corporale, foarte multe dintre ele, sunt lucrate foarte adânc. În momentul în care îndepărtăm tușul, rămâne semn, rămâne cicatrice. Automat este mult mai vizibilă și este foarte ușor de spus, da, de la laser am cicatrici. Nu, laserul nu lasă cicatrici, cât timp știm să lucrăm cu el, pentru că, da, recunosc, am văzut și cicatrici făcute cu laserul, dar acele cicatrici au apărut doar din cauza faptului că tehnicianul nu a folosit corect aparatul. Trebuie să știm ce filtre să folosim la laser, cu ce intensitate să lucrăm, la ce distanță față de piele, în funcție de zona corpului pe care lucrăm, în funcție de culorile pe care vrem să le îndepărtăm. Sunt foarte, foarte multe aspecte pe care, odată ce le învățați și vi se explică în mod corect, este imposibil să nu aveți rezultate incredibile cu laserul. Pentru mai multe detalii sau dacă sunteți curioși să vedeți poze cu lucrări, puteți intra la mine pe profil. Eu nu postez niciodată poze editate. La mine ce vedeți acolo în poză este realitate.